Dar înainte să vorbim despre procesul de vânzare, despre cum să îl aplici și cum te poate ajuta acesta să îți maximizezi vânzările, vreau să vorbim despre cele mai mari greșeli în vânzare, pentru ca tu să le poți evita. Prima greșeală: nu ești obsedat de vânzări. La fel ca în orice activitate, trebuie să iubești ceea ce faci, în cazul acesta vânzarea. Există foarte multe persoane care se ocupă de vânzări, dar pentru că nu au înțeles că factorul uman are un rol esențial, aceștia nu au succes în acest domeniu. Dacă vrei să fii un vânzător de succes, trebuie să fii obsedat de ceea ce faci, fie că ești angajat, fie că ai propria afacere. În primul rând, trebuie să fii convins că produsul sau serviciul pe care îl vinzi poate să satisfacă nevoile clienților. În al doilea rând, este necesar să fii complet dedicat activității în momentul în care pregătești un discurs sau în momentul unei vânzări. A doua greșeală: nu îți asculți clienții. Cel mai simplu mod de a diferenția vânzătorii de succes de cei fără succes este prin modul în care comunică cu clienții lor. Dacă vânzătorul vorbește tot timpul, fără a permite clientului să adreseze vreun cuvânt, există toate șansele ca acesta să nu aibă succes. Cercetările ne indică faptul că primele 10 sau 15 secunde pe care le petreci cu clientul au un impact enorm asupra comunicării cu acesta. Dacă clientul te va percepe drept o persoană care are un interes, o persoană defensivă sau o persoană deschisă sau o persoană închisă, sau poate ca o persoană care vrea să ajute sau una care vrea să manipuleze, depinde exclusiv de cele 15 secunde. Prin urmare, ține cont să utilizezi această perioadă de timp pentru a lăsa o impresie pozitivă și împărtășește mesajul pe care vrei cu adevărat să-l audă clientul tău. Permite clientului să-și termine propoziția, nu îl întrerupe niciodată. Pe de altă parte, menționează că poate ca el să te întrerupă în orice moment dacă are nevoie de explicații sau informații suplimentare. Când clientul îți adresează o întrebare directă, răspunsul tău trebuie să fie scurt și clar. Și a asculta nu înseamnă doar a acorda atenție la ceea ce vorbește clientul, deoarece comunicarea verbală este doar o mică parte a comunicării. Ai grijă să urmărești, să prinzi toate semnalele și mesajele non-verbale care îți pot fi de folos. A treia greșeală: nu ești empatic. Majoritatea vânzătorilor nu sunt interesați de ceea ce gândesc clienților. Pentru ei, singurul lucru care contează este să le vândă și să câștige ei. Clienții vor cumpăra un produs de la acei vânzători care manifestă interes și îngrijorare pentru problemele lor. Și acei vânzători, de la acei vânzători care se comportă precum consilierii, care sunt acolo pentru a-i ajuta. Acesta este principalul motiv pentru care toți vânzătorii care gândesc pe termen lung și care doresc să-și păstreze clienții, privesc lucrurile din perspectiva clientului și încearcă să le satisfacă nevoile. Și cel mai bun mod de a face acest lucru este să le adresezi clienților tăi întrebări corespunzătoare și să urmărești cu atenție răspunsurile pe care le primești. A patra greșeală: vorbești despre caracteristici în loc de beneficii. Ca și vânzător, trebuie să cunoști foarte bine produsele sau serviciile din ofertă pentru a folosi aceste cunoștințe în comunicarea cu clienții în funcție de nevoile și de dorințele acestora. Mulți vânzători fac o greșeală în modul în care împovărează inutil clienții cu caracteristicile produsului, în loc să le vorbească despre beneficii. În momentul în care vorbești despre caracteristici, acestea sunt de neînțeles, neinteresante și plictisitoare pentru majoritatea clienților. În momentul în care vorbești despre beneficiile pe care le oferă produsele sau serviciile, în conformitate cu nevoile și interesele lor, produsul pur și simplu se vinde singur, pentru că acesta nu vinde caracteristici, ci beneficiile pe care le oferă. Iar atunci când începi să vorbești despre ele, vorbești pur și simplu în limba pe care fiecare client o înțelege. A cincea greșeală: vezi un adversar în clientul tău. Mulți vânzători văd în clienți niște adversari pe care să-i păcălească sau pe care să-i domine pentru a le vinde ceva. Problema nu este doar că o astfel de atitudine este complet greșită, aspră, arogantă, deloc potrivită, ci că este și neprofesionistă și neproductivă.
trebuie să te comporți față de clientul tău precum cu o persoană cu care vrei să colaborezi și cu care vrei să stabilești o relație de încredere reciprocă. Obiectivul clientului trebuie să devină obiectivul tău, iar profitul va veni ca rezultat imediat al unei astfel de atitudini. Unii cred că cel mai important lucru pentru un vânzător este talentul. Alții cred că experiența și practica. Deci, ce trebuie să știi ca să fii un vânzător profesionist? În realitate, vânzătorul ideal este caracterizat ca fiind talentat, are cunoștințele de bază în vânzări, are cunoștințe de bază în psihologie pentru a înțelege cum funcționează mintea clientului, deține abilități practice. Prin urmare, este extrem de important să începi cu cunoștințele de bază în vânzări. Iar acest curs este pentru tine dacă ai decis să-ți dedici viața vânzărilor, ai hotărât că vânzarea este o ocupație simplă și întâmpini provocări, dacă nu știi de unde să începi instruirea în vânzări, dacă ai o afacere și vrei să-ți crești vânzările, sau poate îți dorești să-ți deschizi o afacere și vrei să înveți cum să faci vânzări încă de la început, sau pur și simplu vrei să înveți cum să te vinzi pe tine, ca și persoană, în viața de zi cu zi. Dacă ai decis să-ți dedici viața vânzărilor, atunci să știi că viața ta va fi colorată și foarte interesantă. Mai departe îți voi descrie etapele care te vor ajuta repede și eficient să devii un vânzător profesionist.